Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată în special absenței războiului și violenței. Evenimentul a fost marcat și la Târgu Jiu. 300 de copii de la grădinița cu program prelungit au plantat în curtea unității câteva zeci de puieți de tuia, salcie, tei și plop. Aplaudăm! Bravo! Ai mai plantat până acum? Nu. E prima dată? Da, prima dată. Și ce pomișor ai plantat? Cum se numește? Tuie. Am plantat niște pomișori. Ce fel de pomișori? Niște pomișori mici cu apă și o săpată groapă. Ne-am bucurat că vremea a fost frumoasă și a ținut cu noi. Copiii au învățat că trebuie să protejăm natura, au fost implicați în acțiunea aceasta de plantare, asistând deocamdată, părinții ne-au ajutat la săparea gropilor. Lor le rămâne ca pe viitor să îngrijească acest copăcei și să vadă cum se dezvoltă. Evenimentul este marcat în fiecare an de unitatea educațională care dorește să transmită tuturor un mesaj pentru creșterea responsabilității față de mediu.